urmăm calea vieților noastre, traversând diferite intersecții. Astăzi vom explora una dintre aceste intersecții împreună cu George Hancock Stefan, care este pastor al bisericii Central Baptist Church din Atlantic Highlands, din statul New Jersey, din America, și profesor la Palmer Theological Seminary. Bine ați venit din nou la București și ne bucurăm să avem ca oaspete în cadrul seriei de emisiuni Intersecții. Thank you. Tema pe care m-am gândit să o abordăm împreună, mai ales că veniți dintr-o experiență de viață în America, sunteți în America de câți ani? Din anul 1966. Deci toată viața. Mă gândeam să discutăm împreună în această emisiune despre rolul creștinismului în contextul unei societăți religioase pluraliste. Statele Unite ale Americii sunt o țară foarte creștină. Într-un fel se aseamănă cu România, care, deși vine dintr-o moștenire comunistă, studiile arată că, de fapt, este o țară foarte creștină, cel puțin oamenii se consideră creștini în România. Dar lumea se schimbă și în ultimii ani pluralismul religios din Europa îi face pe mulți oameni să se teamă de ce se va întâmpla pe viitor. Ce se întâmplă în Statele Unite? Este aceeași teamă acolo, mai ales după atentatele teroriste de la New York? De bună seama, de la bun început, americanii au fost conștienți de pluralismul religios. Unul dintre fondatorii statului Rhode Island, Roger Williams, în Constituția lui a scris că el a înțeles libertatea religioasă să fie pentru toți. Și încercând să explice toți, a spus că libertatea religioasă este pentru protestanți, pentru baptiști, congregaționaliști, și după aceea a inclus catolicii, a inclus evrei și, spre surpriza tuturor, a inclus pe turci. Deci, la bun început, în Constituția pe care el a făurit-o în statul New Jersey a fost că libertatea să fie pentru toți. Libertate de a te închina și libertate de a hotărâi să nu te închini. Deci avem saltul acela de la înființarea unui stat cu libertate religioasă pentru toți și după aceea ajungem în timpul nostru în care majoritatea protestantă sau majoritatea protestantă plus catolică a început să se schimbe. Putem să spunem și noi că în America, în ultimii 10-15 ani, clădirea moscheilor e la același nivel cu clădirea bisericilor noi. Foarte interesant lucrul acesta și fenomenul din Europa este următorul. În multe țări din Europa de apus, secularizarea în rândurile oamenilor care tradițional se numeau creștini, fie că practicau sau nu, secularizarea a avut un impact foarte mare. Și lucrul acesta n-a fost privit cu răutate. Din contră, a fost îmbrățișat și chiar afirmat ca o nouă realizare, pentru că împreună cu secularizarea a venit și o toleranță, împreună cu secularizarea s-a văzut un fel de aducere la zi, a modului de a trăi într-o lume nouă. Dar acum, în fața acestui reviniment religios, și mă refer mai ales la ceea ce se întâmplă în Orient, în Irak, în Siria și a exagerărilor fundamentaliste de acolo, vedem o creștere a naționalismului și oameni care înainte erau indiferenți față de religie. Acum, dintr-o dată, își regăsesc o identitate, nu neapărat în credința lor, și în teama de altul sau în teama de celălalt. Mă gândesc că acest lucru devine acum global, pentru că nu mai este vorba doar de Europa. Care credeți că ar trebui să fie mărturia creștinilor
în acest context? Putem noi să fim astăzi cum a fost Roger Williams în Rhode Island? Datorită faptului că noi în zilele noastre am creat unele cuvinte noi, de exemplu, unul dintre colegii mei a creat un cuvânt nou dintre cuvântul global și local și a creat cuvântul glocal, care înseamnă că majoritatea dintre noi am devenit conștienți de ce se întâmplă în sistemul global. Și ca să revin în contextul în care eu sunt în New Jersey, de exemplu, una dintre surorile care erau pastor la o biserică a venit și mi-a cerut ca să semnez o cerință pentru ca cei din jurul orașului nostru să construiască o moschee. Și am spus, sunt gata să semnez lucrul acesta dacă împreună cu imamul care era în orașul nostru o să mergem în Arabia Saudită să construim o biserică baptistă. Și a început dialogul datorită faptului că în America acum totuși se dezvoltă și se acceptă libertatea aceasta imensă religioasă și întrebarea este dacă aceia care au venit și au experimentat libertatea religioasă pe care o oferă America pot să se întoarcă în țările lor și să exporteze aceeași libertate ca în o țară ca Arabia Saudită sau în Oman sau în altă, să poți să construiești o biserică și să pui semnul crucii pe biserică. Ca să spui, suntem o biserică creștină într-o țară cu totul deosebită și suntem acceptați în țara aceea. Fără îndoială că democrația este privită în Statele Unite ale Americii ca și în Europa ca un câștig. Nimeni nu-și face iluzii că democrația este un sistem perfect. Dar este un sistem mai bun decât dictatura. Noi în România am avut decade de dictatură și dumneavoastră ați plecat din Europa tot datorită dictaturii care era. Și cu toate acestea vedem că sunt anumite țări în care democrația nu pare să prindă. Sunt țări în care democrația, fie datorită sistemului economic, a sărăciei, fie datorită modului de a trăi, a perspective despre lume și viață. Un sistem tribal nu prea poate să acomodeze democrația. Credeți că se poate, în mod realist, purta un dialog între religii care sunt dezvoltate în țări democrate și religii care sunt dezvoltate în țări fără democrație? Răspunsul poate să fie în două feluri. Una, un citat, mi se pare că îl citesc corect pe Churchill, care a spus că democrația este un sistem noroios, dar este cel mai bun sistem pe care îl avem. Deci, nu e bine ca să afirmăm că democrația va fi acceptată de toți. Sunt unele popoare la care acceptarea democrației e mai ușoară decât la celelalte popoare. Spunând însă lucrul acesta, marea problemă pe care eu o văd în sistemul religios e convorbirea cu sistemele religioase care susțin că din momentul ce se găsește o minoritate care nu e de aceeași părere sau concluzie religioasă ca și pe care tu o ții, minoritatea aceea trebuie să fie eliminată. Deci dacă vii dintr-un sistem în care perspectiva ta religioasă îți cere ca să elimini pe cel care nu este de acord cu tine, atunci o să fie problematic. Deci accentul o să fie înspre viitor pe transformarea sistemului religios care are în centru sau pe margini eliminarea sau respingerea acelora ce nu sunt de aceeași părere religioasă cu tine. Dumneavoastră aparțineți unei tradiții creștine care crede ferm în convertire ca bază a unei vieți creștine, atât individuale cât și comunitare. În același timp, veniți dintr-o tradiție care afirmă libertatea omului de a crede sau de a nu crede.
Cum credeți că puteți să mărturisiți cel mai bine din tradiția dumneavoastră unei persoane care este într-o altă religie? Nu mă refer la religii creștine, la alte confesiuni, ci într-o altă religie. Este acest lucru normal în America sau este ca și în Europa un lucru care este ținut separat? Da. În majoritatea locurilor din America, inclusiv Senatul American, se deschide cu rugăciune. Deci Senatul American are capelanul lor care în fiecare dimineață începe sesiunile Senatului cu rugăciune. De acolo, de exemplu, întâlnirile politice în orașe, în sate, când sesiunile politice se încep cu rugăciune. În urmă, cu vreo 20-30 de ani, s-a discutat faptul că noi trebuie să începem să ne rugăm un fel de rugăciune în care să nu ofenseze pe nimeni. Un fel de rugăciune pentru toți. Și în dezbaterea aceasta a fost ideea că eu aș prefera că atunci când eu sunt chemat ca să mă rog, să am libertatea să mă rog ca și un creștin, așa cum eu oficiez o rugăciune creștină, și când acolo vine un budist, să aibă libertatea să se roage așa cum el se roagă ca un budist, când vine un musulman să se roage în felul lui. Ideea care se dezbate acum sunt între două perspective. Una, ca să nu ofensezi pe nimeni atunci când apar religios, și cealaltă este ca să dai libertatea oricărei persoane să se exprime în complexitatea și totalitatea credinței lui, dar în același timp să accepți că nu poți forța pe nimeni să creadă cum crezi tu. Deci fiecare să aibă libertatea aceasta în public să se exprime în mod religios, fără ca să-l forțezi să crezi în felul acesta sau acesta. Interesantă poziția aceasta și aș vrea să aduc discuția în context creștin. De multe ori, prietenii din America îmi scriu despre o problemă care o găsesc dificilă, și anume că nu te poți ruga la școală în America, pentru că principiul separării bisericii de stat interzice cumva, tocmai pentru a evita aceste stări conflictuale, manifestarea unei forme de religie în școală. Școala este a statului și de acest motiv nu se ocupă de religie. Noi venim dintr-un alt context. În România, până anul trecut, religia a fost obligatorie în școli. Și acum este opțională, dar odată ce ai ales-o, devine obligatorie. Dar religia este predată confesional. Deci și în cadrul creștinismului, ea este predată în confesiunile creștine aprobate de lege, și dacă există mulți copii de altă religie, ar trebui predată și în religia respectivă. Noi am observat că această soluție nu este întotdeauna cea mai bună. Pentru că, de exemplu, dacă ești într-o zonă din țară unde copiii din confesiunea de care aparții sunt puțini, statul nu va plăti un profesor de religie pentru doi copii. Este o cifră minimă, vreo 16 copii, și atunci ai această opțiune. Ori îl lași pe copil să facă religie la altă confesiune, care poate fi un lucru bun, dacă profesorul e îngăduitor și înțelege că e dintr-o altă tradiție, dar poate fi și dificil dacă profesorul nu e așa de sensibil și copilul se simte. Dar și dacă le tragi de la clasă, pentru copil e o traumă să fie izolat de restul colegilor. Un copil de 6-7 ani se întreabă, dar de ce eu să nu mă duc, dar ce-i cu mine? Din perspectiva asta dumneavoastră, cum credeți? E mai bine ca la dumneavoastră sau ca la noi? În discuțiile care sunt prezente acum în America, este întotdeauna pericolul acesta să nu devenim ca Franța. Că s-ar putea întâmpla că vom deveni și noi ca Franța, în care nu poți să porți o cruce, nu poți să apari în niciun mod a fi religios, deci a elimina religiozitatea. Acum, pe de cealaltă parte, majoritatea au spus că toți copiii creștinilor să roagă la orice examen.
Deci când ai un examen, dacă ești credincios, o să te rogi. Nu ai nevoie ca să ai permisiunea învățătorului. Sau să fii organizat. Sau să fii organizat. Este examenul și începi să te rogi. Dar pe perspectivă e faptul că noi credincioșii trebuie să avem un alt aspect sau o altă caracteristică, anume de a îngădui pe ceilalți să se simtă bine în mijlocul nostru. Deci, de ospitalitate. Ospitalitate. Deci, inclusiv dreptul meu de a mă ruga, dacă te face pe tine să fii foarte inconfortabil, atunci înseamnă Dumnezeu nu mai aude rugăciunea mea cu voce tare. O poate să o audă înainte de a veni, după aceea. Și deci, forțarea rugăciunilor în mod public nu trebuie să fie bătălie. Spunând aceea, eu sunt conștient de faptul că în Statele Unite, prin lege, noi avem capelani în sistemul militar. Avem, deci sunt diferite secțiuni ale vieții americane în care, prin Constituție, sunt capelani. De exemplu... Și în spital, știu. Și în spital. Da. Deci, exemplu, în armată, capelanii sunt protestanți, catolici, evrei, deci s-a început să se facă o ajustare, dar și în același timp, dacă ești un capelan protestant și o să mergi să vizitezi un evreu, nu o să forțezi credința ta creștină atunci când îi faci cercetare, când el se găsește în spital. O să fii conștient de faptul că tu mergi ca și capelan ca să ajut spiritual, fără ca să forțezi creștinismul asupra lui. Mi se pare interesant, am avut o experiență în genul acesta. O fostă studentă de-a mea s-a căsătorit cu un ofițer american la o bază din Germania și m-a rugat să vin la nuntă și să oficiez. Și m-am dus acolo neștiind cum se face. Și în capela din baza respectivă, cel care se ocupa m-a dus în spate și mi-a spus ce religie? Și am spus creștin. M-a dus într-un loc unde erau simboluri creștine, erau alte locuri cu simboluri musulmane, budiste și așa mai departe. A spus ce confesiune, protestant sau catolic? Baptist, bun. Și mi-a scos recuzita baptistă și a făcut o sală baptistă. Și m-am gândit globalizarea și interconfesionalismul acesta. Ați revenit în România după mai mulți ani ca să interacționez. Știu că ați mai vizitat, dar știu că ați fost acum vreo 30 de ani aici și ați interacționat cu cei din lumea baptistă. După aceea ați fost implicat în a sluji lumea baptistă din România, dar din America. Dar acum ați revenit la Universitatea din București, la Facultatea de Teologie Baptistă. Cu ce impresii ați fost acum confruntat față de acum 30 de ani? Confruntarea e aceeași, anume, dintr-o perspectivă profesorială, una dintre dorințele mele a fost întotdeauna ca să pot preda în cât mai multe locuri. Deci sunt foarte bucuros că în sistemul pe care seminarul nostru din Philadelphia îl practică, eu sunt la așa numitul an sabatic și datorită faptului că am anul acesta sabatic, am ocazia ca să vizitez alte țări și datorită faptului că sunt român, întotdeauna am ținut această legătură cu România și mă bucur de lucrarea pe care o face Institutul de Teologie. Mă bucur foarte mult de ocazia pe care o am ca să interacționez cu studenții și deja e a doua zi și mă simt foarte fericit să fiu aici. Vă mulțumim pentru vizita care ne-ați făcut-o și pentru această discuție avută la Centrul de Cercetări a Credinței și Culturii. Cu plăcere. Domnul să vă binecuvânteze. Să nu uităm că cea mai mare intersecție este întruparea, în care cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi.